calificare, oameni buni, tocmai s-a fluierat sfârșitul partidei de la Felciut și este bucurie mare. Chiar, cred că putem să vedem chiar niște imagini cu bucuria de la, de la Felciut, bucuria jucătorilor. Da, le vedem. E o horă, cum a fost și la Cardiff în urmă cu 30 de ani. În urmă cu 30 de ani era tot 2-1 în deplasare cu Țara Galilor, tot un gol marcat de Hagi. Un alt Hagi vine după 30 de ani și înscrie din nou și ne ducem la Euro. Ne-am calificat, mister, ne-am calificat. Ia uite cu ce tricou am venit, ai văzut cu ce tricou am venit? Inspirat, ce să spun, inspirat. Bravo. Uite, ăla cu 14, ăsta cu 14 a dat golul de 2-1, de-am stat puțin mai liniștiți. Și din, în Germania, unde merge la Euro. Și în Germania, da, la Hamburg, da. Și Pușcaș titular acolo, față lângă... Și Pușcaș titular, da. Aminte, cu, nu și Pușcaș titular după ce a greșit la gol. Pușcaș a fost în repriza, a doua n-a existat, dacă e să o luăm așa, dacă tot deschidem subiectul despre... După tine n-a făcut nimic Pușcaș. Păi da, după mine și-a reparat greșeala. Păi ce, greșeala. Bă, uite-te la imaginile astea și... Senzaționale, exact ce ne-am dorit. Parcă asta e, că zici că-ți pare rău, că... A dat Pușcaș gol. Ți se pare ție, Ilie? Noi nu suntem aici să-i mulțumim pe părinții și familiile lor. Noi suntem aici să spunem ce credem, ce vedem, ce simțim, ce... Eu simt o bucurie imensă acum. Păi hai să ne bucurăm. Da. Și Pușcaș a dat un gol. Ce mă râi? Ce vrei? Bineînțeles. Și a greșit la primul. Asta și a reparat greșeala. Gata. Ne-am calificat. O mai fi greșit și alții mai mari ca Pușcaș. Bineînțeles. Exact. Asta spun. Asta a fost un test de, din punctul meu de vedere, asta a fost un test de maturitate. Am văzut multă personalitate, am văzut multă dorință, am văzut multă disciplină, am văzut sacrificiu, am văzut determinare, am văzut de la început cum a gândit jocul, a fost o strategie câștigătoare, la modul că nu ne-am apărat în propriul careu, ne-am apărat avansat, am făcut pressing, am câștigat foarte multe dueluri. Abordarea din a doua repriză, după ce am avut situații de a marca, de a face de 2-1, a fost aceeași, de a sta sus, de a încerca să câștigăm mingi în terenul adversarului. Am văzut personalitate la majoritatea jucătorilor, dar cel mai mult mi-a plăcut, repet, determinarea, atitudinea și modul cum au luptat pentru fiecare minge. Adică, cred că trebuie să-i felicităm chiar și pe cei de pe bancă și toți cei care au participat la... Bineînțeles că trebuie felicitați toți. Să nu uităm, prin ce am trecut. Am trecut printr-un an al suferinței, mă refer la anul trecut, când am ieșit pe ultimul loc în Liga Națiunilor, dar cât de puțin contează acum. Important este că Edi Ordănescu a continuat și am spus-o și atunci că e decizia corectă ca Edi Ordănescu să continue. Edi Ordănescu a avut încredere că poate să califice această echipă a României și nu numai că poate să o califice, oameni buni. Suntem pe primul loc. Suntem pe primul loc și la un rezultat de egalitate cu Elveția rămânem pe primul loc în grupă. O să-mi spuneți că nu are importanță. Are importanță absolut orice, pentru că putem intra într-o urnă superioară la tragerea la sorți la grupele pentru turneul final. Am spus la început de joc, Vali, scuză-mă că te întrerup, că mă aștept de la Răzvan Marin, de la Stanciu, de la Ianis Hagi și de la Drăguș, da? Pușcaș a fost bonusul în seara asta, pentru că, într-adevăr, a muncit foarte mult și a fost extrem de inspirat să apară la finalizare la gol. Dar am văzut ce înseamnă cât de mult contează să ai jucători cu personalitate la un meci cu încărcătură, la un meci decisiv, la o finală. Asta a fost finala. Și am și câștigat-o, nu am și câștigat-o. Trebuia să facem egal. Am făcut mai mult decât egal, am și câștigat-o. Și bucuria este imensă acolo. Adică nu, noi nu vedem. Poftim? Nu vedeam o imagine. Ah, da, tu te uiteai la o fază. Da. Dar ce ne mai interesează fazele acum? Importantă este bucuria. Așa făceau la sub 21, nu? Cred că așa, nu la sub 21, la turneul final, aceeași... E împrumutat în Germania, da. Zic, ca mod de bucurie. Da. La finalul meciului treci în fața galeriei, te așezi, cânti și la un moment dat te ridici și cânti împreună cu galeria. Foarte frumos, foarte frumos. Frumoasă imagine.
Bravo, Drăgușim, bravo, Burcă, bravo, Bancu, bravo, Rațiu, bravo, Moldovan. Bravo Mondovan. Tot, ce să... Nu, nu, să-i luăm așa la rând. Screciu, o partidă senzațională, apropo. Screciu, senzațional, da, în fața apărării. A intrat bine și Răzvan Marin, a intrat bine și Coman. Drăguș, prima repriză a fost a lui, a fost, să spun eu, omul primei reprize, nu? A doua lui Ianis. A doua a fost mai bun Ianis. Da, dar zic așa, că fiecare și-a ales momentul, exact, nu? Exact. În prima repriză a fost momentul lui Drăguș. Exact. Drăguș cu pușca și acolo, pormă și intră Ianis în rol. Da. Răzvan Marin face o cursă senzațională la fază. Exact. Și dovadă de altruism de lui Mihailă în fața porții. Exact. Dar Mihailă n-am înțeles cu ratarea Da, nu și-a ales bine pașii. Nu și-a ales a fost... bine pașii, da. Nu? Nu și-a ales bine. E una dintre zilele alea care nu-ți iese nimic la... Da. Și ăsta e un gol extraordinar pentru Ianis Hagi după anul. Și determinare, a fost determinare în seara asta. Chiar s-a văzut că și-au dorit toată lumea. Deci toată lumea, da, o echipă. Reacția după primirea golului de vreme mi-a plăcut, adică nu s-au pierdut cu firă. Le-a luat câteva 2-3 minute, dar după aceea au început să controleze jocul, să apară ocaziile, puteam chiar de la pauză să intrăm în Acum, uite, și abordarea de la pauză. Deci în momentul când ai un rezultat de calificare, știi cum e, că există, nu știi cum să abordezi a doua parte a jocului. Nu. A jucat aceeași partitură. Sus, am recuperat, am jucat cu personalitate, dar modul cum am acoperit și reacția jucătorilor în momentul când se pierdea mingea a fost una extraordinară. A fost startul de dea pușca și pe urmă Ianis pe partea opusă cu Drăguș și acoperau foarte bine zona din fața fundașilor. Mijlocașii au făcut un efort senzațional și Răzvan Marin și Stanciu și Screciu. Nu, seara lor, testul de maturitate l-au trecut, sunt la Euro. Acum trebuie să încheiem campania asta cu un rezultat pozitiv, să rămânem pe prima poziție. Merităm să rămânem pe prima poziție în această grupă. La modul cum au mai jucat. Mai dacă scoatem și un egal cu Elveția, foarte normal că merităm, nu? Da, Marius, cum ai trăit? Cum trăiești această bucurie? Cum să trăiesc? Toată lumea, ne așteptam să ne calificăm după atâta timp. Eu cred că această generație avea nevoie de o calificare. Mai ales că ne așteptam foarte mult după acel campionat european din 2019 ca această generație să fie viitoarea generație de aur și să ne ducă la multe turnee finale, pentru că atunci au făcut un campionat european extraordinar, fiind la puțin să joace finala campionatului european. Merită, îi felicit, chiar mă bucur pentru ei. Au arătat dovadă de caracter. Edi Iordănescu a făcut o treabă excelentă, formând un grup acolo. Asta mai rar la echipa națională, că de regulă grupurile se fac la echipele de club. Am marșat pe lucrul ăsta. Cine nu a urmat instrucțiunile și regulile s-a eliminat singur. Drept dovadă. Asta din Liga Națională a început selecția tot ceea ce înseamnă construcția acestei echipe. Și e foarte important pentru toți românii, că toți speram să mergem la Euro, să nu mai ne uităm la televizor. Absolut. Și mai ales în contextul unei secete la nivel de club, pentru că vedem că nu trecem de tururi preliminare, mie îmi place să mai amintesc așa lucruri pe parcurs. Edi Iordănescu, care la fiecare conferință de presă, hai să vedem și imaginile astea. Noi ne calificăm, nu? Ne vom califica. Hai să vedem și imaginile astea. Nu? Adrian Mutu este la telefon. Bună seara, Adi! Bună seara, Vali, și bună seara invitaților. Și salut, Adi. Bună seara, România, ești calificată la Euro. Da, felicitări băieților. Bănuiesc că ai urmărit meciul. Da, am urmărit meciul din minutul 20, că am avut și un meci. Am avut un amical cu Zenit San Petersburg. Ai bătut 2-1? 2-1, da, 2-1. Da. Bravo. Și am ajuns acasă și imediat am dat să mă uit la meci. M-am bucurat. N-am văzut primele două goluri, am văzut golul lui Hagi. Uh-huh. M-am bucurat, mă bucur pentru că meritam și, în primul rând, mă bucur pentru băieți, pentru Edi și staful lui și pentru Federația Română de Fotbal, pentru că și așa erau multe atacuri din toate părțile. Dar, într-adevăr, eu cred că în asta, ultima parte a meciului de calificare, România s-a ridicat la nivel foarte mult.
Crezi că e o calificare care vine firesc sau copt niște jucători care au promis mult în ultimii ani și acum Edi Ordănescu a reușit să scoată cei mai buni din ei? E o generație foarte bună. Am văzut și bucuria lor după meci și chiar vorbeați voi în studio de aceeași bucurie ca cea de Under 21 cu Mirel. Dar, practic, e cam aceeași generație, cu câteva excepții. Vin băieții acei băieți din urmă și se vede că știu să joace împreună. Bineînțeles că și Edi are un merit foarte mare pentru că știu să ia asambleze bine acolo, dar pe ansamblu cred că România a făcut un meci astăzi, din ce am văzut eu, din minutul 20, foarte bun. Toți băieții au respectat strategia, care era un 4-4-1-1 sau 4-4-2, compacti, au comprimat bine partea terenului de San Flamingo, n-au dat spații, foarte, foarte bine. Au jucat ce trebuie la un rezultat unde aveam două rezultate în trei, au jucat ceea ce trebuie. Cum ai aprecia întreaga campanie? Pentru că și pe primul loc sau pe locul 2, dar și ne învin și au fost destul de multe critici în ceea ce privește nivelul jocului. Bun, cum am spus la început, mandatul lui Edi a început greu, dar acum nu ne vedem, nu nevoiți, dar pe bune dreptate să-i dăm cezarului ceea cezarului. Edi a făcut o treabă bună, a reușit să încheie o echipă care, până la urmă, suntem în primul loc cu 19 puncte și un egal ne vom ca să terminăm pe primul loc, ceea ce este incredibil. Indiferent de ceea ce se întâmplă cu Elveția, pentru noi este o mare realizare. Ai fost la Euro, ba chiar de două ori. Ce crezi că poate însemna acest Euro pentru noi? Bun, nu știu ce exact, nu știu, pentru că știu ce meciuri ne așteaptă. Trebuie să ridicăm nivelul dacă vrem să obținem ceva mai bun. Într-adevăr, într-o grupă de calificări ai și meciuri cu astfel de echipe. Cred că seara asta Israelul n-a fost mai bună ca noi, așa cum n-a fost pe parcursul acestor calificări. Multe echipe n-au fost. Doar am văzut ceva puțin peste el în meciul cu Elveția, atunci când, chiar dacă am egalat prin noroc în ultimele minute, zic eu, au arătat un joc dominant Elveția, care ne-a dominat în mare parte a meciului. Dar la europene trebuie să ridicăm nivelul, trebuie să trecem prin posesie, care să puțin să întărim să spunem această bucurie care avem în seara asta cu prestații mai solide la nivel mult mai înalt decât acum. Într-adevăr, atunci când ești într-o grupă, jocul rezultatelor spune cuvântul, nu întâlnești echipe ca Elveția, iar la europene o să întâlnești echipe ca Elveția sau poate mai multe echipe ca Elveția. Vorbești de ridicarea nivelului, ceea ce este evident pentru un turneu pentru final. Pentru a obține ceva la europene, că altfel ne va fi greu, zic eu. Da, da, știi cum e. Hai să ne facem griji mai încolo. Astăzi e seara bucuriei, nu? Pentru că mergem din nou la un turneu final. Da, fără probleme. În seara asta chiar ar trebui să ne bucurăm, pentru că a fost un negativism pe undeva exagerat asupra echipei naționale și asupra lui Edi. Într-adevăr, în seara asta, băieții, în primul rând, merită felicitări, dar și Edi și staff-ul lui, pentru că au rezistat și uite că are dreptate că califică România la europene. Deci, felicitări tuturor. Într-adevăr, e o seară în care ne dă practic valoare tuturor care facem parte din sportul ăsta. Cred că suntem antrenori, jucători, comentatori și așa mai departe. Calificând la Euro, suntem acolo în elita fotbalului european, ceea ce este foarte bine pentru noi românii. Cine ți-a plăcut în seara asta? Sincer, mi-a plăcut echipa în general, nu pot să spun, pentru că nu am excelat în anumite lucruri, dar a fost un joc de echipă foarte solid, asta mi-a plăcut foarte mult. Repriza a doua, ne mai temeam așa de reprizele secunde ale Israelului, dar au avut un șut pe poartă, cred, israelienii, nu au avut nicio ocazie. M-am uitat și chiar vorbeam aici cu staff-ul meu și spuneam că ne apăram într-adevăr, ne-am lăsat dominați, ca să spun așa, puțin, pentru că noi nu mai aveam nicio, să spunem, o grabă a rezultatului, nu aveam nicio problemă cu rezultatul, era de partea noastră și nu neapărat la 1-1,
și nu neapărat la 2-1 și chiar și la 1-1. Dar am făcut un meci cerebral, ne-am compactat acolo în zona 2 mai bine și chiar în zona 1 a noastră. Iar ei cred că Israelul nu avea calitatea necesară ca să ne desfacă, adică jucătorii noștri sunt valoroși la ce înseamnă nivelul de a juca contra Israelului, iar ei nu aveau calitatea necesară de a ne desface, așa cum putea să facă, de exemplu, nu știu, Germania sau Spania, dacă se întâmplă să te lași dominat în halos. Dar cred că până la urmă era voit, băieții asta așteptau și cred că și ei știau că nu, Israelul nu are calitatea necesară de a ne debloca. Deci. Tu cum ești, Adi, acolo? Bravo. Pentru că sunt o grămadă de informații în funcție de rezultatele pe care le obții, ba e ok, ba vor să scape de tine, cam cum ești? Da, cum să fie, în fotbal rezultatele țin la antrenor. Eu am urcășuri și coborâșuri, ups and downs, cum se spune, iar atunci când sunt sus, toată lumea mă laudă, că sunt jos, toată lumea mă dă afară. Problema e că trebuie să găsesc puțin un echilibru la echipă și o constanță în rezultate bune și lucrurile sper că o să fie ok. Dacă nu, asta e viața unui antrenor, adică ce poate să fie. Important e că eu sunt conștiință, am păcat, îmi dau 100%, fac ce cred eu că mai bine să fac. După aia nu poți să faci lucrurile așa cum ți-ai dorit. Nu? Cu siguranță și eu mă așteptam să fie mult mai bine, dar încet, încet sper să închei o echipă. În exemplu, nu știu, pierdem un meci cu o echipă care era sub noi și câștigăm cu campioana Rusiei, deci un puțin așa ciudat la ceea ce se întâmplă, dar trebuie să mă obișnuiesc cu mentalitatea asta de aici și cu ceea ce se întâmplă puțin în echipă, pentru că altfel probabil lucrurile o să ia întorsături. Trebuie să te întreb puțin și despre Rapid. Cum a fost plecarea ta? Cum ai aprecia acel moment și cum ai vedea parcursul Rapidului după plecarea ta? Da, plecarea mea, cred că știți, am făcut o alegere. Da, mulți au acuzat că nu se face așa ceva pentru că nu lași echipa cu o săptămână înainte de începerea campionatului. Da, o săptămână când am plecat, dar discuțiile între mine și club au fost mai vechi? O săptămână sau 10 zile înainte, deci, pentru că nu se întâmplă tot într-un minut, nu? Clubul știa de intenția mea, de aia și-au avut timp să aleagă un antrenor, pentru că am și consultat în privința asta și e ok. Eu cred că rezultatele Rapidului sunt bune, jocul arată bine, Bergodiș face treaba, s-a încheiat turul, are 30 de puncte, chiar dacă are cu două mai puțin ca mine față de anul trecut, dar merge foarte bine. Când spui că te-ai au fost consultări cu clubul, te referi și la faptul că ți s-a cerut părerea despre viitorul antrenor al Rapidului? Nu, mi s-a cerut în primul rând părerea despre echipă și cam ce antrenor s-ar potrivi mula pe această echipă. Exact. Și a fost una din recomandările tale, Bergodi, sau? Nu. Spun mai multe, dar v-am spus unde a ajuns ca să vă dați seama de aceste lucruri, dar eu cred că relația mea cu clubul Rapid în general este una foarte bună, a fost și va fi mereu de acum încolo. Iar atunci când am despărțit, chiar am vrut binele și împreună, chiar dacă am luat acea decizie, pentru binele echipei în primul rând. Iar normal că te consulți cu antrenorul atunci când îți spune că pleacă și întreb cam ce crezi tu, m-am întrebat părerea mea, cam ce cred eu că ce într-un șar poate. Adrian, ai 34 de goluri, sau câte goluri 35. Ai la echipa? 35 la echipa 35. Națională. Vezi în echipa asta pe cineva care crezi că te-ar putea prinde? Uite, Pușcaș are 11. Păi de asta îl întreb. Păi vezi, mai are 24. Are 11 și aproape jumate din meciurile mele. Mai are. Mai are, da. Da, hai să nu te influențez. Răspunde lui Decima dacă vezi pe cineva. Nu e vorba de a vedea pe cineva, pentru că sunt jucători cu mare talent în echipa României. Acum depinde și de forma lor, pentru că
Eu cred că în momentul ăsta la echipa națională sunt, cred că, mai puține meciuri față de ce erau cu ani de zile. Eu nu cred. Nu cred. Nu. Nu? Sunt mai multe. Păi, mai multe? Liga Națiunilor cu... Păi și ce? Atunci erau meciuri mici. Nu, sunt mai puține, nu sunt, oricum. Da, nu în general ai vreo 10... Păi sunt 10 anul ăsta, cu 10 oficiali. Da, cam atâta. Da. Da. Păi... Deci că... Gândește-te că dacă ai 10 pe an, ar trebui câte ani ca să ajungi pe mine și pe Gică. Da, cam mulțișori, da. Da. Dar crezi că odată cu acest turneu final va ajunge vreun jucător de aici la o echipă mare? Mă rog, Drăgușin este cea mai mare promisiune din perspectiva asta, cred. Nu, ceea ce sper eu că cu acest turneu final această echipă să închege și să formeze o generație și mai bună în următorii 4 ani. Pentru că, cu mici excepții, că un jucător gen Caburcă probabil nu o să mai fie acord, dar sau Bancu, dar ceilalți au mari șanse să încă să fie acord. Deci, probabil europeanul ăsta și următoarele calificări și sper ca și forma lor la echipele de club să le dea posibilitatea să formeze o echipă de top în următorii 4 ani. În momentul ăsta trăim cu toți o bucurie. Bucuria ta pentru calificarea României, dacă ar fi să o împărtășești cu cineva, cui ai dau un mesaj? Hai să ne bucurăm. Am vorbit cu dumneavoastră, o să-i dau bineînțeles lui Edi primul mesaj, după aia lui Moldova. Da. Sau același timp la amândoi, unul după altul. Da, apreciez că primul mesaj l-ai trimis la mine. Sau, mă rog, unul din primele. Nu, no, da. Am vorbit că n-ai arătat tricoul. Da. Și, mă rog, ți-a rămas în imagine și faptul că la un moment dat am purtat un tricou altul purtat de tine. Exact, la un moment dat. L-aș fi purtat și pe ăsta, dar nu mă mai ajunge. Cu tine am luat un tricou foarte larg. N-ai avut curaj să-l porți înainte de mine. Nu, păi stătea. Era iurea rău. Adi, baftă mult acolo, mulțumesc mult pentru dialog. Să ne mai auzim cu bine. Salut pe Ilie, pe Nicu și pe Decebă. Baftă, Adi. Nu mai bine. Ne întoarcem imediat după publicitate cu reacții de acolo, de la Felciut.